Salam aleikum! Salutare, prieteni! Salutare din Oman! O nouă țară pentru noi. Deja de două zile ne aflăm la locul ăsta frumos de campare și o să începem să explorăm ultima țară din Orientul Mijlociu. Omanul este printre cele mai mari țări din peninsula arabică după Arabia Saudită și Yemen, cu o populație estimată la aproximativ 5 milioane de oameni, dar aproape jumătate din ei sunt expați, iar cea mai mare parte a populației este cu vârsta de sub 15 ani. Vă imaginați, țara are o populație destul de tânără, iar cea mai mare concentrație a populației se află pe coasta de nord a țării, pe coasta Golfului Oman și capitala Muscat. Religia de bază este islamică, însă se diferă un pic de suniții din Arabia Saudită sau din Emiratele Arabe, dar se găsesc și comunități de creștini, hinduși și alte religii datorită faptului că sunt extrem de mulți expați aici. Deci, haideți să vă povestesc cum am intrat noi în Oman. A fost o trecere destul de ușoară, aș spune. Am avut nevoie de carne de pasaj. Asigurarea a costat 26 de reale omanieni. Viza a trebuit să o fac online, care a costat 20 de reale de persoană. Undeva cu vreo 3-4 zile înainte am făcut-o, după care acolo mi-a pus ștampila, o trebuie să merg la secția pașapoarte, să-mi pun ștampila de intrare, am arătat viza care am primit-o online și acolo nu trebuie să mai plătesc nimic pentru viză. În afară de asigurare n-am mai plătit nimic pentru mașină, deci ne-a pus ștampila în carnet de pasaj și atât. Și când am ieșit din Emirate, nu mi-a zis nimic de amenzi sau ceva de genul ăsta, că mi-era frică. Știți că în Dubai am fost și am parcat cam un pic, mă rog, am parcat legal, dar nu am plătit parcarea. Și mi-era frică că la vamă probabil o să înceară amendă când am plătit parcarea, dar n-a fost nimic. A ieșit din Emirate destul de simplu, mi-a pus ștampila de ieșire din carnet de pasaj, după care am trecut la vama din Oman. Când am intrat la vama, acolo am vrut să cumpăr o cartelă SIM. Era cartelă SIM, doar că nu aceea care vroiam eu și am mai mers încă vreo oră și ceva până în Ibri, unde am fost chiar la Omantel, operatorul de telefonie mobilă de aici, operatorul principal, așa să zicem, unde ei au un pachet nelimitat de 10 zile, internet nelimitat, care costă 20 de reali pentru 10 zile. Și, mă rog, noi stăm mai mult de 10 zile în Oman și o să prelungim, o să mai luăm pentru alte 10 zile. Iarăși luăm internet nelimitat, deoarece, de exemplu, 30 de giga de internet aici costa 18 reali și vă dați seama că noi nu ne ajunge 30 de giga, că la noi un singur vlog poate să ajungă la 30 de giga lejer. Și ca să încărcăm vlogurile în calitate 4K, avem nevoie de cât mai mult internet. În cazul ăsta e bine măcar că avem internet, există posibilitatea de a-ți lua internet nelimitat. După care a venit, uitați-vă, la locul ăsta de campare și aici am stat două nopți. Ieri am petrecut ziua pentru a reorganiza chestiile din vân, a șterge un pic praful de pe vân, că se adunase destul de mult praf. Și am mai făcut alte chestii, așa să zicem, administrative. Acum însă o să mergem spre munții Omanului. Acolo deja o să începem explorarea propriu-zisă a țării. Prima chestie care trebuie să o facem când ajungem în Oman, să ne alimentăm cu diesel. Aici este mai ieftin decât în Emirate. Costă 258 de bănuți din aștia de-a lor, ceea ce e undeva vreo 68 de cenți, vă scriu mai exact aici. Mai ieftin, acolo era aproape un euro diesel în Emirate. Și putem achita cu cardul. Partea centrală a Omanului este acoperită de un vast deșert de piatră. În același timp, de-a lungul coastei de nord și de sud, se află atât lanțuri muntoase, cât și cele mai importante orașe. Capitala Muscat, Soharan-Sur în nord și Salalah la sud, unde sperăm să ajungem. Climatul sultanatului este arid și uscat în interior, în timp ce de-a lungul coastei este umed. Pe parcursul secolelor trecute, Omanul a fost acoperit de apă, fapt ce este dovedit prin prezența unui număr mare de fosile care există în interiorul deșertului, departe de coasta curentă. Oman mărginește cu Arabia Saudită, Yemen și Emiratele Arabe Unite, ține două enclave, Musdam și Madha, înconjurate de Emiratele Arabe Unite.
la frontierele terestre. Omanul are o coastă maritimă impresionantă, fiind scăldată de Marea Arabiei, Golful Oman și Golful Persic, ceea ce o face o destinație perfectă de plajă în timpul iernii, deoarece vara aici este extrem de cald. Standardele de viață a oamenilor însă sunt destul de ridicate din cauza petrolului, bineînțeles, însă odată cu căderea prețului la petrol în 1998, Oman a început să investească în diversificarea economiei și să încurajeze alte industrii, precum turismul. Dragilor, și acum am ajuns în zona muntoasă a Omanului și prima noastră destinație sunt niște morminte. Sunt niște morminte foarte importante din punct de vedere arheologic, și anume prin faptul că mormintele Al-Ain sau Behave Tombs, mai spun în engleză, se presupune că datează din mileniul 3 înaintea lui Hristos. Și deci au peste 5.000 de ani aceste morminte. Și uitați-vă, ori rezistat, mă rog, vârful este retezit practic, s-a prăbușit, dar forma lor totuși au rezistat 5.000 de ani, fără mortar, fără nimic, pur și simplu pietre clădite una peste alta. Și acolo se vede și un munte înalt de 2000 de metri, care este Jabal Misht. Mormintele pe fundalul acelui munte se văd foarte frumos. Acum e un pic înnourată vremea, dar când e soare, vizibilitatea e mult mai bună și se vede anturajul ăsta foarte frumos. Uitați-vă cum au fost clădite aceste morminte, practic ca Babilon, dacă știți construcția aia Babilon. S-au construit așa, în straturi. Și pot să merg chiar și în interior, cred că să vedem. Intrarea este triunghiulară și aici practic se îngropau, dacă am putea spune, decedații, în special oamenii mai importanți. Iată, așa arată. Acolo cândva a stat un împărat, un conducător, ceva important. Și s-a odihnit pe veci. Acum normal că nu a mai rămas absolut nimic. 5.000 de ani nu rezistă nici măcar oasele. Și iată, se vede acoperișul acolo. Așa, încă un mormânt ce intrare îngustă. Dar-s groși pereții, uitați-vă, au mai mult de un metru. Așa, asta chiar e îngustă aici. Iată, poți să te adăpostești aici de ploaie, de... Aici, la poalele acestui munte, sunt ferme de curmale. Uitați-vă, toți palmierii ăștia sunt de curmale. Omanul este și unul dintre cele mai vechi locuri locuite de oameni de pe planetă. Arheologii au descoperit aici urme de locuințe umane de tocmai 160.000 de ani. De asemenea, mai este considerat și leagănul lumii arabe, fiind și cel mai vechi stat independent din lumea arabă. În prezent, Omanul este o monarhie absolută, care este bazată pe legea islamică Sharia, unde sultanul exercită autoritatea supremă, iar parlamentul are anumite puteri legislative și de supraveghere. Având în vedere că Oman se află într-o zonă deșertică, doar un singur procent este suprafață cultivabilă, așa să zicem. De aia țara este dependentă de importurile alimentare, adică tot ce găsim prin magazine este de import. Aici preponderent se cultivă curmale, citrice, banane. Iată că am găsit și loc de campare pentru azi. Am căutat și de mâncare ceva, dar nu am găsit, deoarece încă n-am reușit să facem rost de bani din Oman. Adică n-am găsit nici ATM, nici schimb valutar, așa că suntem fără bani acum. Și noroc că am făcut cumpărături înainte de a veni aici și avem produse alimentare, avem apă și o să facem acum ceva mâncare.
Noi acum am ajuns deasupra unei văi foarte interesante, Wadi Dam se numește. Și aici sunt un fel de bazine de apă. Suntem și chiar și la altitudine, la 900 de metri altitudine. Și este chiar mult mai răcoare. Siri, nu vorbesc cu tine. Sunt undeva vreo 25 de grade față de 35 cât erau acolo, 900 de metri altitudine. Un vânt așa mai răcoros și un pic înnourat. E bine, 25 grade e perfect și noaptea am văzut că arată minimul de 17 grade, ceea ce e ideal. Haideți să vedem dacă se vede valea de aici de sus, deoarece noi am urcat acum deasupra văii și mâine vreau să facem o drumeție, deja azi târziu până facem mâncare, până mâncăm, se lasă seară. Și vreau mâine să facem o drumeție, scoborâm sub valea, adică scoborâm în vale jos, că acolo ar trebui să fie și bazine de apă, unde poți să te scalzi. Mă rog, nu știu dacă o să fie descaldat, de fapt e ok temperatura, eu cred că dacă bazinele sunt la soare, cu siguranță apa va fi caldă. Până aici drumul a fost ok, iată vedeți drum din asta de țară și... Unde se... Ia, uite valea acolo. Iată, de aici se vede valea. Asta este un fel de piatră neagră, dacă nu greșesc, chiar e marmură. Chiar e fain. Ia uitați-vă. Iată, acolo poți să mergi să te scalzi. Dar pe unde poți cobori oare? Interesant. Trebuie să fie undeva un loc unde poți cobori. Probabil chiar pe acolo. O să vedem deja mâine. Și o să încercăm chiar să facem și o drumeție, așa, să mergem un pic mai încolo, prin valea asta. Trebuie să fie frumos. Da, e spectaculos. Munții ăștia. Și uite, drumul continuă mai departe, încolo. Și mâncare faci, Luminiță? Carbonara. Carbonara? Oh! Dar de unde carne? De la vită. Carne de vită avem, da? În loc de carne de porc, cum ar trebui. Arată bine. Facem carbonara în Oman, da? Și carbonara este gata. Arată bine. Dată fiind poziția geografică a țării, gastronomia a fost influențată de cea indiană și, evident, Orientul Mijlociu. Se simte în special în prepararea cărnii. Se întâlnește foarte mult curry, seamănă extrem de mult cu cea indiană, deci gusturile indiene aici în Oman. Dar de asemenea sunt și restaurante cu altfel de bucătării, în special în orașele mai mari. În sate mici se găsește doar bucătăria locală. Însă să știți că alcoolul aici nu se vinde oriunde, doar la restaurante, baruri, hoteluri care dețin licență specială. Nu se permite să aduceți alcool aici, dar în anumite condiții, așa să zicem. Din câte am înțeles, dacă ajungi în Oman cu avionul și ești nemusulman, atunci ai dreptul să aduci alcool, nu mai știu exact cât poți să aduci, însă dacă vii pe cale terestră, fie că nu ești musulman, oricum nu ai dreptul să aduci alcool în țară. Și evident, la supermarketuri nu o să găsiți alcool și nici magazine specializate în a vinde alcool. Neața, dragilor! Azi o să încercăm să coborâm chiar în vale, să vedem bazinile alea de apă. Trebuie doar să găsim un drum. Am citit pe iOverland, dar că ar trebui să fie un drum chiar de aici până să ajungi jos. Luminița, vrei să facem și o scaldătoare? Nu știu. Hai să le vedem măcar. Ieri seara au mai venit o rulotă, uitați-vă ce camion acolo. Nu știu cine-s, probabil e jos, poate o să-i întâlnim jos la bazinile de apă. Văd că probabil nu-s acasă. Iată, noi trebuie să ajungem jos acolo. Cumva trebuie să coborâm, nu văd nicio cărare, niciun drum. E abrupt totul. Iată, acolo se zărește ceva, poate cumva pe acolo.
Deci, am decis să mergem totuși la intrarea în vale. Noi, de fapt, am venit la locul ăsta ca să campăm aici deasupra. Este un loc de campare foarte potrivit. Ne-am petrecut noaptea aici și acum, fiindcă nu putem să coborâm atât de ușor, mă rog, e posibil, dar trebuie să înconjurăm mult, să coborâm până în vale, am decis să mergem la intrare, undeva vreo 7 km înapoi și acolo să facem o mică drumeție, că acolo ar trebui să fie și mai interesant. Ok, și acum am coborât în vale, uitați aici, este și o plantație de palmieri din aceștia care fac curmale și o să facem o mică drumeție așa în interiorul văii. Drumul cu mașina mai continuă, dar este mai accidentat și teoretic ar fi posibil cu mașina noastră, dar nu vrem să riscăm, mai bine mergem un pic pe jos, mai ales că de mult n-am făcut drumeții și o să ne bucurăm de verdeața din această oază. Am găsit aici niște inscripții pe pereți, desene sculptate în perete. Ce interesant! Trebuie să aibă mii de ani astea, vedeți? Picai! Și este scămile. Aici e scai. Aici e cu arcul, parcă seamănă. Este construit și un sistem de irigare aici. Se pare că e un pic mai modern, deoarece e folosit mortar. Acolo, probabil, mai în sus o voie, ar trebui să fie o sursă de apă. Văd că chiar circulă apa pe aici. Iată și primele bazine cu apă. Teoretic poți face baie aici, iată. Acolo e, pare destul de adânc. Și aici la fel. Apa e un pic verzuie. Nu știu dacă... Mă rog, e un pic și transparentă. Cred că e ok de stă caldat. Ia, aici chiar e un râu. Poți să te scalzi liber aici. Și destul de adânc. Și aici este un baraj cu apă. Acolo e scris că n-ai voie să te scalzi. Și ar trebui să fie și o cascadă acolo. Am văzut alte filmări în timpul ploios. Fluxul e mare, acum abia curge cascada aia. Cum e sezonul mai uscat, așa să zicem. Da, rezervorul e cam în față. Foarte puțină apă aici. Cred că putem continua drumeția încolo. Mergem să vedem mai departe? E o proască. Deci este așa un fel de vegetație interesantă. Și nu dai pași la broască. Ia uite marginile astea cum sunt. A, ce fain! Uitați-vă, aici este chiar un bazin de apă foarte curat. Se vede fundul. Poți liber să te scalzi aici. Asta este cel mai curat. Ia uite, aici ai loc unde te bălăcești la picioare și acolo chiar te scalzi. Asta chiar e fain. E limpede apa. E frumos. Mai încolo tot mai frumos și mai frumos, adică e valea asta sau oază, cum să o numim. Porțiunea asta e mai complicată, acolo este o porțiune lunicoasă și lumineța nu vrea să coboare. Eu o să merg un pic mai încolo. Ce fain sunt acoperite pietrele astea cu verde. Cu verdeață, uitați-vă. Acum ai urcat acolo. Dar aici nu știu. Zici că nu? Ce acolo? Ei, cineva! Sar în gaură asta! Sar aici într-o gaură! Încă un bazin fain de scaldat. Ce pietroi mare!
Acolo văd că este un fel de scară, numai că nu pot să trec fără să mă aud. Și încerc pe deasupra. Ia să încercăm pe aici. Alunecos. Așa, așa, mă. Pe aici. Sau pe deasupra. Gata, este drum și mai departe, doar că eu am lăsat camera acolo pornită. Mă întorc înapoi sau o să ajung oare luminița până la cameră? Fain, cum filmez cu telefonul. Valea încă continuă mai departe, cred că o să mă întorc înapoi, cel puțin să iau camera să văd dacă luminița a ajuns. Dar e frumos, uitați-vă cât de imens. Chiar arată super. Hai că au reușit și luminița să urce. Acum o să continuăm totuși drumeția mai departe. Aici tot sunt cascade, râuri. Iarăși un râu foarte limpede și adânc. E fain. Cum merg liniile astea? Albi pentru pietele astea negre. Marmură. Dar interesant, cum s-a format? Foarte fain, trebuie să continui încolo. Ce fain aici, păcat că nu-mi-a luat costumul de baie. Așa m-aș fi scaldat. Luminița, ne scaldăm în pielea goală? Stai! Acum ne-am pornit spre cel mai înalt punct din Oman și nu doar din Oman, dar din toate țările astea a Golfului din Peninsula Arabică, care se numește Jebel Shams. Google Maps ne-a dus pe un drum de țară, un pic cam accidentat, dar până ce e ok, am răzbătut până aici și totuși am hotărât să luăm o pauză, să facem ceva de mâncare, deoarece aici nu este niciun restaurant și încă nu am găsit bani de unde să scoatem, n-am găsit un ATM de unde să scoatem bani sau un schimb valutar. Și uite, ne-am oprit aici cu priveliștea asta, acolo sunt niște oase, probabil de cămilă, nu știu. O să facem ceva mâncare, o să mâncăm. Sper până apune soarele să ajungem acolo, deoarece dacă e drum din asta rău, mai bine să fie vizibilitate. Nu am mai ajuns la destinație. S-a lăsat seara deja, s-a întunecat destul de bine. În 10 minute cred că e întuneric de tot. Ne-am oprit undeva la vreo 18 km de destinație și Google Maps ne arăta undeva vreo 35-40 de minute. Și zic, decât să ajungem noaptea acolo, mai bine campăm pe drum undeva și deja mâine dimineață o să ajungem acolo, de unde o să vedem, vrem să facem o drumeție de acolo, de la punctul unde ne-am pornit noi azi și cred că o să campăm mâine acolo deja, mâine seara. Aici la fel este frumos, este o localitate, avem semnal 4G, aici este chiar și un canion. Ia să vedem ce prezintă, cam slabă lumina, deja nu prea văd. Da, aici e un râu uscat, un canion, iată. Dar e frumoasă priveliștea, adică e potrivită pentru campat, de jur împrejur avem munți. Suntem la 1500 de metri altitudine și e un pic răcoare, acum e un tricou, mi-e un pic răcoare, dar tăman numai bine, că noaptea o să dormim excelent și o să lucrăm
Excelent, pe când îi mai răcoare. O să închid vlogul ăsta aici și deja în vlogul următor o să vedeți cel mai înalt munte de aici din Oman și din, în general din peninsula arabică și drumeția extraordinară care vrem să o facem. Pentru azi ne luăm rămas bun și nu uitați să trageți cu ochiul și pe Instagram și Facebook, unde publicăm și acolo story la zi. Iar cu voi ne vedem la următorul episod aici pe